Ministerul Educației a anunțat rezultatele preliminare ale examenului de bacalaureat pentru sesiunea curentă, cu o rată de promovare cumulată de 76,4%, marcând o creștere semnificativă față de anul precedent și cea mai ridicată rată din ultimii 15 ani. Aceste rezultate reflectă eforturile și dedicarea elevilor în ciuda contextului pandemic și altor provocări educaționale. Pentru promoția curentă, rata de succes a fost de 81,5%, un avans semnificativ comparativ cu 78,4% în anul anterior, subliniind îmbunătățirea performanțelor în condițiile unei evaluări riguroase. În total, 99.371 de candidați au promovat examenul dintr-un total de 130.041 prezenți. Doar 39 de candidați au obținut media 10, o scădere față de 54 de medii de 10 în anul precedent. Aceasta reprezintă cel mai mic număr de medii perfecte în ultimii 11 ani, reflectând nivelul exigent al examenului și al criteriilor de evaluare impuse de Ministerul Educației. Ne dorim să avem criterii de salarizare în colaborare cu federațiile sindicale, care într-adevăr să surprindă progresul, însă pentru asta trebuie să avem evaluarea standardizată. De aceea, în noua lege, vorbim despre evaluări anuale standardizate, avem o investiție în PNRR care vizează exact asta, o platformă pentru evaluare standardizată și cred că înainte de a pune în practică eventuale criterii care să se lege de progresul elevilor, trebuie să avem această capacitate de a compara, de a vedea de unde a plecat un elev și unde a ajuns, iar acest lucru se poate realiza doar prin evaluare standardizată. Deci aceste evoluții, din punctul nostru de vedere, salarizarea diferențiată în funcție de progresul elevilor sau de performanță, și evaluarea standardizată trebuie să meargă cumva mână în mână. Din candidații care au promovat examenul, cei mai mulți au obținut medii cuprinse între 8 și 8,99, evidențiind o distribuție echilibrată a performanțelor în tranșa de medii superioare. Pe filiere, rata de promovare a fost variată: 90,7% pentru filiera teoretică, 63,3% pentru cea tehnologică și 77,3% pentru cea vocațională. Filiera teoretică, 90,7%. Pentru filiera tehnologică, 63,3%. Pentru filiera vocațională, 77,3%. Dintre candidații din promoția curentă care au promovat examenul de bacalaureat, respectiv care au obținut media notelor peste 6, cei mai mulți se situează în tranșa de medii 8,8,99, adică 32,77%. 29,9% obținut medii între 9 și 10, 23,78% obținut medii între 7 și 7,99 și 13,5% obținut medii între 6 și 6,99. 39 de candidați au obținut media 10. 11,57% dintre candidații respinși au avut medii între 5 și 5,99. Rezultatele finale ale examenului de bacalaureat vor fi comunicate pe 12 iulie, după procesarea contestațiilor depuse de candidați. Aceste contestații permit ajustarea rezultatelor în cazul în care există motive întemeiate, asigurând corectitudinea și echitatea procesului de evaluare.